seara, dragilor, eu aștept Chivanoc. În primul și în primul rând, sărbători fericite, pentru că am avut onoarea și, zic eu, plăcerea să beau un par de vin cu niște prieteni maghiari cu ocazia Paștelor Catolice. Tocmai de aceea am întâmpinat și pe invitatul în această seară cu niște ouă roșii așa frumoase cum se cade aici acasă la Messenius Bairua. Și în același timp vreau să vă spun că sunt mândru că sunt contemporan cu colegii noștri maghiari și sper că într-un final să trăim așa cum ne-a educat părinții noștri de mici, ca frații, să ne ajutăm, să ne înțelegem, să fim oameni și dacă se poate să uităm odată pentru totdeauna de provocările care unii încearcă să ni le pună pe masa vieții și să ne bucurăm de faptul că trăim împreună. Dragilor, în această seară, alături de mine, omul de afaceri Cosmin Pop. Bine ai venit, Cosmine! Bine v-am găsit! Acum 3-4 zile am urit cu Cosmin la telefon, zicea, hai mă să dau o ciorbă la cocoșul de aur. Dar zice să-l aduc și pe Junior, că îmi place să fie cu noi la masă. Cu ocazia acelui prânz pe care l-am servit împreună, am vorbit multe despre proiectele lui, dar poate că cel mai important lucru a fost faptul că ne-a spus că este hotărât să își anunțe candidatura la primărie. Ca atare, astăzi, aici, la Messenius, vom vorbi despre această candidatură și încercăm să aflăm cum se gândește Cosmin să ajungă primarul urbei, în așa fel încât noi toți să înțelegem strategia lui și cu siguranță, dacă nu vom înțelege astăzi, vom avea ocazia ca în următoarele 2 luni jumate, 3, să ne revedem și să discutăm despre acest aspect. Cosmine, ia spune nouă, ce avem noi aici, funcția de primar? Trebuie să începe așa, Cosmine, iar ridică-te tu în picioare și spune-le nouă ce... În primul rând... Am avut așa o reală surpriză când am ajuns aici la tine. Vreau să, dincolo de oboseala de peste zi și crisparea firească unei discuții mai mult decât serioase, crede-mă, am trecut așa într-un registru al bunei dispoziții când am fost aici. Te felicit foarte frumos la voi. O să mai vin. Îți cer scuze și îți mulțumesc pentru îngăduința de a mă fi păsuit. Ai fost atât de drăguț încât mi-ai lansat de foarte timpuriu invitația. Sper că m-ai înțeles. Păi și... noi vorbeam de pasul ăsta de acum 4 ani. Da, așa este. Așa este. Dacă ții minte, atunci, dintr-un motiv sau altul, ai ales să nu intri în această, să spunem, luptă, pentru că, până la urmă, este o luptă a binelui, consider eu, pentru binele orașului. Ajungem și acolo. Acum... Dorul este un pic complicat pentru breaking news-uri astăzi, când singurul breaking news firesc este învierea Mântuitorului Iisus Hristos și de 1991 de anul, din 33 încoace, cred că asta face breaking news-ul zilei întotdeauna. Și uite că am făcut o trecere oarecum inedită către urarea pe care chiar din suflet tuturor catolicilor, protestanților și alte culturi religioase care astăzi sărbătoresc învierea Mântuitorilor, le doresc să dobândească căldura gestului pentru care Mântuitorul s-a răstignit pentru noi și să înțeleagă că dovada rezistenței noastre pe acest pământ este dragostea și scopul nostru aici este dragostea. Nu o zic întâmplător, nu o zic declarativ, o zic pentru că observ în câtă ură și în câtă dezbinare și în câtă supărare, în cât antagonism nefondat, doar nefondat, stau și discut cu oameni care unii vin trași cu cheia dintr-un motiv pe care numai ei știu sau nici măcar ei nu știu. Deja am ajuns la inerția de a urâi. Trebuie să fim răi, nu, trebuie să fim buni. Mi-a plăcut sloganul pe care l-ai îmbrățișat în ultima perioadă tu,
cel mai ușor lucru e să faci bine sau nu costă nimic să faci bine. Da, și da, da, da. Nu știu ce. Te felicit. Te felicit că promovezi mesaje pozitive într-o mare de săgeți în care toată lumea trage din toate unghiurile și în care abia ne pregătim să intrăm în etapa de maximă performanță a hate rally, asta care se numește campanie electorală. Cosmine, noi nu suntem profesioniști în domeniul ăsta al jurnalismului. Am intrat din greșeală, dar dacă tot am intrat, încerc să fac ceva, să las ceva și lumea asta în care trăim. Și eu sper din tot sufletul că singura noastră menire este în această mare de rău să identificăm binele. Pentru că peste tot e o fântână arteziană de negativ, lumea savurează sângele, savurează accidentele, savurează așa mai departe. Ca atare am zis, bă, poate avea spectatori și urmăritori puțini, dar încet și cu băgare de seamă, luminița de la capătul tunelului o învedeau. Și poate chiar împreună, pentru că tu, dacă îți place ceea ce facem, spunând la ceilalți și așa mai departe. Am crezut că zici că îmi fac și eu studio. E un val. Nu, Dorle, știi cum, sunt foarte de acord cu ce spui tu. Și până la urmă mi-am dat seama, la un moment dat, întrebându-mă încă unul, mi-am dat seama că este loc pentru toată lumea. Din păcate, voi, cei care v-ați ales să activați în domeniul prezenței mass media, inclusiv sau mai ales jurnaliștii de profesie față de care am tu ești de hobby. Adică, știi cum, lucrurile sunt scuzate când le spunem cu sinceritate și da, pe da, numele da, da, lor. Da, da. Tu ești cu de hobby, eu te apreciez pentru chestia asta decât să făcut alte chestii. Măcar încerci să aduci spre informare, pentru că o parte foarte bună din, o parte foarte mare din fenomenul răului este datorat lipsei formării publice. Dar nu, cine crezi tu că livrează rău? Cei care au ceva de câștigat. Știi, nu, FBI-ul american... Mass media. Nu, stai puțin. Păi uite-te la televizoarele naționale și vezi când deschizi televiziunea, ce se întâmplă? Au murit doi acolo. Numai și numai negativ, pentru că asta se... Toate lucrurile negative nu se întâmplă din întâmplare. Toată această propagandă, dar hai că e ziua de Paște, să trecem. Pe scurt, este făcută de cei care au ceva de folosit din nou de pe urma ei. FBI american are ca slogan Follow the money. Se duc și te găsesc unde... Înfricoșează poporul să poți să-l conduci. IRS-ul, stai, scuze-mă, IRS-ul, Internal Revenue Service de la americani, un fel de fiți de-a lor, da? Latinii aveau principiul de drept care spunea cui beneferit, cui îi folosește, cui îi face bine. Și pe baza acestui principiu se reducea totul la vinovat, da? Societatea românească astăzi este intoxicată, divizată. Poți tu putem să discuta mult despre poți treaba asta tu din să cauza unești, că îi folosește poți, cuiva. Poți tu să unești prin felul tău de a fi, prin strategia pe care a abordat această societate divizată în slujba binelui? Dorule, eu, în afară de mie, copiilor mei și soției mele și afacerilor mele personale, dar și la alea într-o anumită măsură, doar nu pot să le fac singur nimic. Dar cred că este momentul să ieșim din retorica asta. Suntem altă generație, Dorule. Suntem alți oameni, suntem singura aripă, nu vorbesc de mine aici, de noi. Suntem singura aripă încă necompromisă a societății. Cei zic care că... nu am avut public niciun fel de asumare. Asumare însemnând a ieși, a spune că faci ceva, a promite că faci ceva și a te duce acasă într-un mod extrem de hain, sufletește, știind din ziua în care ți-a ieșit prostia pe gură că nu o să faci niciodată așa. Să te uiți în ochii omului ca și cum sunt doar niște proști. Ei, eu m-am săturat, și dacă vrei să dau exemple de luat de proști, chiar și acum, din acest început de campanie electorală, aici, la Târgu Mureș, într-un oraș prăpădit, cu o miză mică, da, cu puțini oameni. Nici nu-mi dau seama, care mai este rațiunea lor de a se zbate într-o disperare de supraviețuire pentru o miză care aproape nu mai există. Acolo unde ei văd astăzi, unde ei văd un titlu princiar, abar n-am ce-și imaginează că e la primărie, vreo încoronare a masculinității absolute, ce cred că e la primărie? Astăzi, Doamne, mai ai curajul? Eu înțeleg că sunt grupări care au fost trase deoparte sau prin prisma întâmplărilor istorice. De euro de cheltuit. Doamne, sunt 100 de milioane de cheltuit, dar nu de cheltuit de furat.
Păi nu, nu toți. Da, un 10%. Tu știi zicioala. Doru, suntem în 2024. Ei este, cred că doar, sper, naivitatea mea prostească. Este doar iluzia lor că se mai poate fura. Nu, domnule. Unii dintre ei sunt atât de ilegitimi, încât puși la dispoziția societății spre integrare, nu își găsesc locul. Nu își găsesc un loc de muncă. Nu își găsesc un pat în care să doarmă noaptea. Deci, nu sunt în stare de identificăm nimic primul, decât să prostească. Identificăm atenție. Primul atu, să zicem, elimin complex paga. Dacă ajungi primarul, da? Da. Ca să vorbim pe românește. Pentru că, bă, e o asumare asta. Ia, deci hai să nu ne facem așa cum emisiunea... Așa mi-e de greu să vorbesc de lucruri atât de simple. Da, trebuie să-ți dai drumul și spun și de ce. Dă una zi aici, în acest studio... Și cum ai spune că te speli dimineața, să spui că ascultă-mă. Unui om ca mine... Ascultă-mă, acum câteva, dă una zi, aici în studio ăsta a fost Radu Bălaș și cu Dan Mașca și mi-a spus că amândoi au fost chemați în diferite locații pentru a-i se propune așa să ridice mâna. Băi, eu personal a fost pentru prima dată când am auzit pe cineva asumat. Cineva care face politică, consilier local. Deci, dacă unul care și-a dat demisia acum, nu știu când, spune că se întâmplă lucrurile astea acum, da? Înseamnă că avem totuși o problemă pe care tu dorești să o elimini. Mă bucur. Este bine că spun lucrurile astea acum. Da. Este rău că nu le-au spus atunci, vocal și imediat. Pentru că dacă nu rupem acest lanț reflex... I-am întrebat în direct și nu introducem groaza în mecanismele de corupție. Trebuie introdusă groaza. A încercat la un moment dat România, prin procuror neinspirat, să intervină cu o forță invers proporțională, dar de aceeași dimensiune, cu hoția din țară. Și nu i-a reușit. A reușit doar să divizeze, din nou revin la durerea mea, să divizeze, să antagonizeze clasele sociale, să facă român să se urească cu român. Aduți aminte spectacole, ora 7 seara, cum se aștepta vineri, teatru cătușelor, l-a scos, a intrat, nu-i bine, dorule, atenție la sufletul oamenilor, atenție ce le picurăm în suflet, că ei de necaz, unii de disperare, sunt... deschiși, e sună prost deschiși, care are o conotație pozitivă, sunt dispuși să fie otrăviți ușor. Mănâncă foarte ușor o travă. Și gata, trebuie să termine asta. Dar pentru asta, cei care își asumă poziția de a hrăni păturile sociale, trebuie să se schimbe. Astăzi ne este clar. Mai clar ca oricând și simt o schimbare în răbdare, schimbă în interpretare, este clar, nu se mai interpretează lucrurile, simt o schimbare în rezistența la prostie, la prosteală. Omul a devenit mult mai rezilient, că tot ne place mai nou modul ăsta. Adică nu mai servește... Mai greu, mai contă și am văzut-o în cântărirea unor nume epuizate, după părerea mea, din trecutul Târgu Mureșan, falimentare din prima zi până în ultima zi, care văd că găsesc repulsie, căutând să mai vin odată, să mai prostească odată, să mai amăgească odată, să mai ducă încoate lucrurile. Mi-a ieșit și aici o menționez că am așa un respect față de el. Eram la o emisiune la jurnalistul Adi Giurgea, acum de curând, și mi-a ieșit o chestie care după aia că m-am uitat la emisiune, a doua zi nu mă uit, m-am uitat a treia zi. Mi-a plăcut și mie. Și am zis cumva așa, această degradare a stării politice, această prestație a clasei politice a permis tuturor găștilor să se pretindă echipe și tuturor intereselor lor personale și de grup să le prezinte ca obiective. Deci, de fapt, când facem sinteza, avem niște găști cu interese care ni se prezintă sub forma de echipe cu obiective. Gata, ajunge. Bun, hai să luăm, înainte să trecem la câteva chestiuni esențiale, vreau să închidem un pahar cu vin roșu, de la Tenuta Romana, partenerii noștri, le mulțumim frumos, un vin bărbătesc, de data asta pentru doi bărbați care încearcă să găsească soluții. Uite, pentru mai, dumneavoastră, dar și de m-am mai luat din starea de glumă și m-ai adus într-o stare serioasă. Sănătate, Paște fericit tuturor. Doamne ajută! Deci, dragul meu, pe scurt, așa să înțeleagă și tovarășii noștri concetățeni, primele 3-4 chestiuni care o să le faci, din punctul tău, importante, care le consider în primărie. Doar
Parcursul a fost lung și încă nu este finalizat. Mai întâi, eu sunt un om serios. Acum mă știi și cu bune și cu rele. Dacă ceva mă definește, că tot, niciunul nu suntem perfecți, slavă Domnului, că asta ar mai rezista. Îți dai seama, dacă am fi perfecți, nu ne-am distrat deloc. Dar suntem imperfecți și pe asta ne face... Și bă, dacă ești prea bun și prea perfect, nu te vorbește mai... lumea. Da, exact. Specialului. Dacă nu furnizi. Da. Bun. Mai întâi trebuie să mă conving pe mine de câteva chestiuni. Una, că nu e un capriciu personal. Atenție! Asta e, bă, pentru un neavizat, cum eram eu de acest domeniu, putea să facă fie așa un miraj. Dom'le, am avut pe toate. Am avut și mașina aia și excursia. Adică tu zici să nu, ne joci, și... să nu te joci cu chestia nu, eu să nu... Ceva de genul. Ca să spun ce am de apărat la final, am de apărat prestația mea, care înseamnă numele meu, și ceea ce citesc copiii mei despre mine pe internet, că acum poate lumea are. Dacă aceste două lucruri ar fi putut într-o zi să devină argumentat o rușine, m-aș fi oprit. Un capriciu ar fi dus la o rușine finală. Deși nu doar un capriciu. Deci am vrut să mă asigur că nu este un capriciu din punctul meu de vedere. Doi, am vrut să mă asigur că nu este o mișcare hazardată. Că nu sunt un aventurier în mișcarea asta, în a căuta o cale spre drum. După aia au fost niște chestiuni personale pe care nu le-am armonizat încă nici acum. Am oarecare acord al familiei, dar probabil tu știi situația, noi suntem împărțiți cu școli, cu așa, și așa... ajung... Adică soția un pic cu piciorul pe frână. Exact. Hai să zicem numai așa, că e mult mai elegant de atât, dar nu are un entuziasm la ideea asta. Știindu-mă, ea mă definește des ca zice, bă, ești obsesiv, compulsiv. Pe de altă parte, părinții... În ochii mei trebuie să fie lucrurile perfect făcute, știi? Și ea știe căutarea asta mea de perfecțiune, în ce obsesie și ce consum de timp și de energie s-ar transforma odată ajuns acolo. Văd părinții tăi un primar Cosmin Pop? Ai, pentru că... Hai să fim... Știi, l-am întrebat pe taică meu, săracul trecuse de curând prin niște probleme medicale și mâncam săptămâna trecută și zic... Dacă răspunde cu da, o să fie bine. Dacă răspunde cu o întrebare sau cum mai fac bătrânii, că toată bătrânii și-a putea să ieși vreo 5 ani. Mulți înainte, să rămâne la fel. Domnul Nicu Pop, mare, mare sportiv al României. Da, singurul medaliat olimpic, uite, asta e o chestie care, pe de o parte, spre onoarea lui, dar de cealaltă parte denotă așa o lipsă de notorietăți sportive olimpice. Știi că e încă singurul sportiv olimpic, medaliat olimpic din județul Mureș. Eu chiar o să iau un interviu lui taică-tău și o să te rog să mai ai un pic de răbdare, pentru că acum aș revine după o procedură chirurgicală care l-a ținut de 3-4 luni de zile un pic, să zic așa, invalid social. Deci părinții ți-au dat benedicțiunea. Răspunsul lui a fost da, cum să nu, zic. Ce zici, mă, zic, dacă mă bag în chestia asta o câștig, da, cum să nu? Te bucură pe loc, așa, ce dovadă de încredere îți trebuie mai mare? Maică mea, că iar am fost, oamenii sunt foarte răi, foarte răi, eu nu pot să-mi imaginez câte prostii să stai. Și am fost la piață și m-am întâlnit cu aia și mi-a zis, maică mea, ea tot timpul mai circumspectă. Să schimbăm, astăzi mai vorbim deloc de, oamenii sunt foarte buni, înțelegători, da. Oriunde mă duc, la piață, iau tramvaiul, iau pe jos, pe sus cu bicicleta, sunt... E bună autosugestia asta, dar trebuie să fim realiști și aici revin la realismul judecății anterioare, dacă și cum am dedus sau am judecat sau am analizat sau am concluzionat. Este important... Că mă duc mai departe cu demersul ăsta. O să te rog să mă scuzi, este foarte important, știi cum e, toate strecătoare, dragostea, fericirea, banii, dar bă, familia aia nemuritoare. Oricum ar fi și oricum ai lua-o de acolo să-ți tragi seva, pentru că eu nu am făcut de toate în viața mea și poate să mai fac încă pe atâta. Dar când mă întorc acasă la femeie, când o iau pe mama în brațe, de acolo pornește tot. Asta așa ca o paranteză. Dorile, eforturile care le fac eu pentru fizice, în primul rând. Nu car saci de sare cu spinarea, dar...
crede-mă, eforturile fizice care le-am făcut pentru principalul proiect al vieții noastre, a tuturor care sunt copii, că până la urmă principala mea investiție, sau așa o văd eu, cel puțin, alte pot văd altfel. Mi-ai spus despre trei problematici ale tale. Așa. Hai să trecem la problematicile orașului. Cum vezi tu să rezolvi? Dar de ce o ducem așa repede? Mai stai un pic. Suntem în Târgu Mureș, poate cel mai complicat oraș din România. Și am vrut să mă asigur și mă apropie cu tărie spre... Nu, de fapt, astea sunt convins. Că matematic există o șansă. Trecând prin analiză... Chiar o să te rog să ne spui... în ce, care e baza matematicii, pentru că eu matematica nu mi-a prea plăcut mie, dar de când am început să număr elementul ăla care te face să treci bine, de când ai început să număr bani, parcă este importantă pentru viața noastră. Spune-mi un pic aritmetic, cum vezi, de unde iei voturile, care e strategia? Simplu pe înțelesul tuturor. În primul rând trebuie să-ți cer să faci abstracție de tot ce vezi astăzi pe piață, numit sondaj de opinie, analiză de piață, mama nebii, cum eu fizic. Chiar uite-o. Nu știu. Sunt niște poze de moment făcuți cu cei pe care i-au găsit într-o cameră. Imaginează-ți un aparat de fotografie, intră acum, aprinde blitzul, ne face o poză și zice, asta e situația. Dar poate mai, aici mai vin și alți invitați, sau poate chiar și tu într-o zi ai colegi care te vor suplini. Nu, este irelevant. Matematica este foarte simplă. Înainte de cifre, ca și introducere, astăzi electoratul nu își găsește niciun corespondent în numele aruncate în piață. Niciunul. Inclusiv folosind numele vechi. Aici și... tu te referi, din păcate, la electoratul global, la electoratul maghiar, român, pentru că, din păcate, la noi așa este. Eu mă refer la electoratul global, pentru că nici electoratul maghiar nu votează din alt motiv decât că Zoli Ungur, să fim serioși. O fi vreo 2-3 care le mulțumesc. Eu am o relație, zic eu, onestă cu Zoli, da, numai de primar noi. Am avut, i-am oferit odată șansa, nu? De 4 ani de zile, nici el nu cred că își mai dorește. Sincer, dacă ar fi, eu cred că e mai mult prins într-un joc și de nevoi. De nevoi. Da, normal. Deci merge înainte. Da, da. Apoi, oamenii politici nu sunt ca mine și ca tine. Ei de multe ori fac gesturi care nu și le doresc. Pentru că dintr-un calcul politic intern al partidului sau al organizației sau al, știu eu, am unei etnii sau al presiunilor externe, habar n-am, doar ei știu care este adevărul, sunt forțați de împrejurări să facă chestia asta. Domnul primar, dacă ne vezi și dacă cumva cineva îți transmite faptul că vorbim despre tine, o să te rog să intervii, să ne spui dacă candidezi din propria ți inițiativă sau cineva te forțează, pentru că aici avem un argument care, bineînțeles, trebuie să-l discutăm, că așa e frumos. Da, eu cred în continuare, am zis oamenii politici, da, și cred în continuare că oamenii politici actuali, pot să iei alt exemplu care e mai evident decât al actualului primar. N-ar niciun fel de logică și niciun fel de explicație, că te duci până la urmă la avea o explicație de mersul. Și totuși se aruncă în niște jocuri care din capul locului sunt un eșec anunțat, da? Și dacă Doamne ferește, cum nume și prenume. Horațiu Suciu, de exemplu, un senzațional, o valoare târgu și omul ăsta ar trebui să aibă institut și statuie. Nu o campanie electorală în care se spele cu el, că mi-e groază. De noi toți, dar de el parcă și mai tare, că nu merită deloc. Și eu nu cred că el face lucrurile astea pentru că s-ar regăsi acolo. Iar vin calculele politice, ale tuturor felul de lideri, mă rog, lideri, ocupanți de poziții politice forte, care au nevoie să-și legitimeze, să-și încarce de greutate în negocieri, goliciunea proprie cu personaje de notorietatea, de bunătatea, de profesionalismul lui Horațiu. În loc să-l lase dorul în pace, să-l lase în pace, să-l promoveze cu ei. I-au făcut necaz. Am văzut astăzi, i-au anulat licitația aia pe instituții. Dom'le, vreți să faceți ceva? Concentrați-vă, domnule, acolo. Dați-i omului ăsta tot ajutorul să vedem cât mai repede sapa băgată în pământ. Deci, sau, ce să înțeleg? Că s-a pierd banii? 100 de milioane? Este un breaking news dacă... 535 de milioane de lei. Deocamdată, da. Deci, deocamdată s-a admis contestația făcută de Synergy și de Concelex. Am citit-o chiar astăzi.
cred că poartă data de 25 martie. Asta e chiar o problemă a noastră a orașului. Este un raport de 50 de pagini, ți-l dau, până la urmă e public, în care admite contestația. Dar nu mai vreau să intru în amănunte, că eu îl consider pe Horațiu de bune intenții și total nevinovat, dar el este doctor, din nou a căzut victima unui setup pe care nu îl poate, prin prisma supercalificării lui din alt domeniu, nu îl poate și n-are cum să-l poată stăpâni. Și atunci, dacă tot voiau să facă ceva pentru el, trebuie să adune toți și să-l ajute să-și ducă, să știu, deja să fie în deja să, de 2 ani aprobare, deja să fie în lucru șantierul ăla. Sunt 535 de milioane de lei pe care, tu știi cum funcționează lucrurile aici, pe care prin PNRR se cuvin județului Mureș. Atenție, nu i-a adus nimeni. Nu i-a adus nici Doru Borșan, nici Cosmin Pop, nici Orațiu Sucea. S-a luat o hotără la acești bani din PNRR, sunt pentru toată România o sumă atât, da? Suma se împarte pe județe. Tu nu poți să faci, dacă ai 100 de proiecte sau dacă ai avea o, la un moment dat, clasa politică dintr-un județ decide ce proiecte finanțează. În Târgu Mureș, ei, pentru că au avut putere politică, au decis să finanțeze acest institut al inimii. Eu pot să zic că, după părerea mea, cetățenii orașului și județului Mureș aveau alte priorități. Că atât institut cât avem astăzi, în comparație cu alte nevoi, atenție, în rest mi-ar plăcea toate să fie palate de mărgăritar, dar în comparație cu alte priorități, se putea decide, domnule, județul Mureș are nevoie de a prioritiza atragerea de fonduri din Planul Național de, din PNRR de reziliență și reconstrucție către alt domeniu. Habar n-am, inelul ocolitor al Târgu Mureșului. E foarte important să explicăm lucrurile astea, pentru că altfel ele sunt transformate doar în niște aturi electorale sau politice. Am adus 150 de milioane sau nu, și nici mă... Și, exact, și nici măcar nu îi aduc nici măcar pe aia. Înțelege? Avem investiții demarate după aia. Vreau să vorbesc cu tine despre tine. Și când vin înapoi la argumentul ăsta, vin și te întreb ce o să faci, cum o să faci să ajungi să fii mai cunoscut decât ești. Pentru că pe tine te știe lumea, oamenii de afaceri, cercul nostru. Da. Vrei să râdem? Râdem până... Ai văzut cine autorii a ajuns primarul din Mihai? Oh, da. Bine, și... sper că nu te gândești la un scenariu similar. Bine, deși e la modă, după cum vezi, știi? Că până la urmă omul, bad news, good news, știi cum e? Taleb avea, trebuie să spunem, avea, să un autor fantastic. Este scris o carte de revoluționată, a doua se potrivește ce spui tu. Prima este Lebăda albă, Lebăda neagră, în care vine și aduce o teorie asupra evenimentelor care se întâmplă nespus, neașteptat, așa, în afara ordinii firești a lucrurilor. Și a doua, care m-a fascinat pe mine, se numea Antifragil. Antifragil, în care vine și zice că poți să devii cu atât mai bun cu cât ești bătut mai tare. Înțelegi? Cu cât ai făcut o prostie mai mare. Nu, eu prefer decât așa, mai bine să ne vedem la o cafea și să... Nu știu, o să încerc să vorbesc doar despre ceea ce știu să fac. Mă refer în general în cartiere, cu oamenii, cu aia simpli. Te invit, de la parter până la etajul 10, la piața de ruși, 10.000 de mici cu fanii tăi acolo, nu știu, sunt o grămadă de chestii care în România încă mai ține. Eu nu cred în astea. Dacă voi reuși să transmit un alt mesaj, atunci vom avea garanția unui altfel de parcurs. Dacă mijloacele prin care se vor separa lucrurile și se vor alege lucrurile vor rămâne astea, șapca, cizmele, pelerina, populismul, abar n-am pui, nu știu, bani dați în plicuri, și eu așa ceva nu fac. Nu cumpăr, nu plătesc contra candidați, nu putem colabora pe orice, dar nu pe bani. Adică nu cumperi retragerea cuiva. Nu cumpăr retragere. Da. Nu cumpăr retragere, dar în același timp nu cumpăr nici de nimeni. Dar pe de altă nu parte, cumpăr nici dosare, uităm, șantaj. Uităm de aspectul ăsta. Și nu vând. Să zicem că nu vorbim de bani în campanie. N-ai văzut știrea de astăzi, de 1 aprilie, că am văzut cocoșul. Da. Dar la britanici. Ascultă-mă un pic, că e important să nu ne îndepărtăm de la subiect. Ok, lăsăm deoparte, să spunem, mijloacele materiale, dar... te-ai întâlnit cu
ceilalți contracandidați, să spunem, care s-au anunțat până astăzi, să urmărești, să te întâlnești cu ei, să vorbești, să vezi, pentru că e nevoie de o singură voce, sau crezi că tu mergi pe drumul tău și vei câștiga așa? Ce înseamnă o singură voce? Un singur candidat. Iar cădem în votul etnic? Nu. Și noi? Nu, păi tu, dacă candidezi și mai sunt alți candidați, 5 sau 6, tu trebuie să mergi să vorbești, părerea mea, cu fiecare. Eu cred că sunt voturi destule. Ce vrei? Uite, înainte de lansarea, eu îi consider prieten. Culmea, ironie, acum o să fim 3 colegi candidați. Cristi Vântu, care era coleg cu Radu Bălaș de clasă. Ai văzut? Și eu, care eram un an mai mic, ai... Noi, pe vremea noastră, conta litera. Dacă începea cu A, era în prima clasă. Erau și nu 12, puteți voi să vă întâlniți la un șpriț să vă argumentați. Povestim la telefon, eu am povestit cu Cristi și alalte, cu Radu, la fel. Dar ce să fac, dorule? Eu le înțeleg. Fiecare vot contează, asta vreau să spun. Eu le înțeleg legitimitatea demersurilor. Ce să fac? Am vorbit cu Dan, cu Mașca, înainte de lansarea lui Radu, cu vreo 2 zile. Nu că am înțeles, dar este absolut validă rațiunea noi. Dom'le, noi am muncit, partidul ăsta am semnat în bar la Old, acum povestea la Old City Pub sau cum îmi spusesc. Corect, dar, apropo de și Dan... munca noastră, ce să facem? Munca noastră are o șansă dacă are candidat, n-are nicio șansă dacă n-are candidat. Scopul lor este să le reziste construcția, să aibă mai departe o tribună. Mai bine v-ați întrebat sau ne-am întrebat de ce nu s-au regăsit oamenii ăștia care o fac. Ăștia nu sunt niște șpăgari, ăștia nu sunt niște oameni care merg pe interes, care merg după furat. Ăștia sunt niște oameni care fac, și Dan și Radu, o fac din convingere, dorule. Să fim serioși. Din convingere, eu cred, te-a admonestat Dan acum vreo 2 zile că, nu știu, ai accesat un minimis sau pentru cocoșul ca să nu puteți impozita. S-am văzut că s-a luat de tine. Mă bucur foarte tare și vreau să discutăm despre chestia pe larg. Adică, ce să fac? Este datoria ta de manager, a mea de manager, să te folosești de toate pârghile morale și legale pentru a-ți maximiza munca, rezultatele afacerii, performanța afacerii, nu? Eu zic că este de datoria noastră. Adică nu trebuie să terminăm cu ipocrizia. Dacă cineva crede că eu pentru aia, nici nu știu cât erau, 10.000 de euro, mi se schimbă situația financiară, sau, atunci se înșeală mai mult decât amarnic. Dacă cineva crede că... Poate că Dan vrea să plătești mai multe taxe decât trebuie. Nu vrea, ei știi cum e. I-am scris un reply la postarea, începem să vorbim în termeni din ăștia, așa nu mi-au plăcut niciodată. Acum încep să deprind tainele Facebook-ului. Da. Nu-mi place. Dar i-am scris un comentariu, i-am zis, așa am început, mama ei de campanie. Adică, azi, ca o dojeană prietenească. Adică, măi, omule, eu te înțeleg de ce o faci, dar traționai, bimă, de campanie, mai nu trebuie să ne dezumanizăm. Dar să știi că eu, cunoscându-l pe Dan, el așa este. Da. Deci nu-i de campanie, are un crez, cu asta merge înainte. Eu țin la Dan. Da, și este și prietenul meu, da. Și eu am discuții cu el. Deci nu am nicio treabă, dar... Oamenii pot să nu fiu de acord și nu sunt de acord în... Și eu nu sunt de acord cu multe chestiuni care... Dar o face din convingere, da, exact, și exact. O face având ca scop sau având scopuri de bune intenții. Da. Și că atât n-am ce să mai zic aici. Am înțeles. Ce să-i fac? Să-i opresc? Cum să-i opresc? Eu sunt un om, eu sunt adeptul democrației. Iar a candida este un exercițiu democrat. A, dacă ei vor crede la un moment dat că există șansa unei construcții și așa șansa se numește Cosmin Pop și înțelepciunea lor, nu forța mea de a constrânge cu bani, cu promisiuni sau cu alte tâmpenii, vă zice, bă, decât să pierdem toți, ne putem regăsi toți, eu sunt un om al împărțelii. Eu nu sunt un dictator, nici actual, nici în devenire. Întreabă-o. Hai să citesc un mesaj interesant între... Zice, Florin Ovidiu Mileșan, la blatul existent în piață nu sunt șanse pentru aceste alegeri, însă candidatura în 2024 va însemna pregătirea perfectă pentru următoarele alegeri. O secundă. Da, disperații au bătut palma să mai prindă un mandat de primar, de consilier local. De departe, cel mai bine pregătit candidat. Succes! Da, vă dea Dumnezeu sănătate și de astăzi. Și dacă sunteți maghiar, mi-ar plăcea și mai mult. Dorule, deci vezi exact ce ți-am spus. Oamenii, poate că nu mă cunoaște, poate că nu ne-am cunoscut, nu ne-am văzut niciodată. Dar de unde percepția asta? Că deja lucrurile sunt clare. Din
ar mireasma care urmează după tine, Dorule. Oamenii și-au ascuțit simțurile, nu mai sunt toți chiar atât de o masă de manevră inertă care se duce, ca în, îți aduce aminte în Pink Floyd în The Wall, când era mașina mare de tocat și veneau înșiruiți toți elevii unul după altul și cădeau mașina tocat care îi toca și ieșea o pastă așa, mă. Cum îi răspundem la Florin? Mai ai tu timp 4 ani? A, da. Această decizie, am spus deja, nu este un capriciu de copil care vreau acum și aici totul. Nu, este înainte de orice o decizie de seriozitate. Seriozitate înseamnă să joci acum tot ce poți, iar într-o manieră în care să nu scârbim oamenii. Și așa vin puțin la vot. Dacă mai începem să ne bălăcărim, să scoatem tot ce-i mai urât din noi și să aruncăm ce-i tot pe altul, nu vom face altceva. Și aici, în special, celor care se țin mari români și acuză absenteismul și lipsa candidatului unic, exact prin asta nu faceți altceva decât să țineți votanții acasă. Senzația de scârbă, vezi și omul ăsta cum a început, domnul Florin, parcă a început să ceva că n-are rost. Altul, mai citit un comentariu, domnule, deja dracu și-a băgat coada, palmele zbătute. Nu, domne, nu, Doru, fii de acord cu mine cu afirmație. Nu există candidat cu șanse. Șansele sunt în mâna electorului. Au intrat fanii noștri. Ai mei? Ăsta e al meu? Da. Avem direct. Eu ce să te scuz? Am dat eu telefonul pe... Da. Pe... Ai lecție, am zis că mă știu cu termenii ăștia. Da, de... te rog. Deci ce vrei? Oamenii, n-are rost, domnule, stăm acasă, n-are rost, sunt prea mulți. Dar de ce suntem doamne prea mulți? Da, candidat cu șanse, cum spuneam, nu există, domnule. Profilul de candidat cu șanse îl face alegătorul. Cum? Prin a-l susține, prin a-i se alătura. Da, ideologic, că nu trebuie să vină să stea umăr la umăr să ne simțim respirația unul alt. Astăzi nu se mai necesită eforturi, nu se mai presupun a se face eforturi de mase în mișcare. Nu, dar măcar dacă nu mai ai nici speranță, de unde ai vrea să-ți vină? Tu ești un tip, de-a lungul vieții te-am văzut de multe ori, mie mi se părea că ai nebunit de câteva ori când prezentai atât de optimist o situație evident sumbră. Și doar, până la urmă, cred că din modul în care îți programezi sufletul și creierul, vine succesul surprinzător. Haideți, mă, fraților, să o jucăm. Eu te-am zic, nu-i capriciu, nu sunt aventurier, matematic există o șansă. Există o șansă. Și Dumnezeu. Deci tu spui că alegătorii tăi ar putea să vină în primul și în primul rând din cei care n-au votat. Este o masă mare de oameni care n-au votat ultima dată. Dorule, în duminica votului, ca să prindeți curaj, în duminica votului se estimează că vor fi 95.000 de buletine apte de vot. Nu 117.000 Cât au fost ultima dată? 58.000. Din care 57.000 de voturi valabile exprimate. Deci avem 40.000 de oameni care n-au ieșit la vot. Deci eu spun așa. Sunt 90, vor fi 90 și am mai scăzut între timp. Deci a dat roade traiectoria pe care ne aflăm și intervenția salutară înseamnă salvatoare, nu că o salut. Intervenția salutară a lui Zoli din ultimii 4 ani. Sunt 95 de vor fi 95.000 de buletine apte de vot și probabil vreme bună. Ce vrei? Să-ți bage cineva în buzunar? Măcar atât. Să te uiți, să identifici, să optezi. Bă, mă duc la Borșan, care studio mișto. Da? Sau că l-am văzut, e volubil, sau că e haios, sau habar n-am. Sau mă duc în ceva. Dar dacă nimic, tu să te declari, unde a pierdut poporul ăsta, care a fost atât de dârz în multe etape ale existenței lui, de a reuși să făurească o Românie în forma asta actuală, am murit pe baricade până la ultimul, la Mărășești, la Mărăși, Oituz, în 1917, până la ultimul. De astăzi, nici nu se mai ridică la luptă. Astăzi se declară dinainte... N-are nicio șansă. Dar cum adică? Nu mai știm să mergem decât acolo unde n-avem adversar? Că azi să fim serioși. Oricine îi pune să contracandideze împotriva lui Șoș, îl bate. Dacă, uite, colegul tău de aici, atât de simpatic care se uite la noi, mâine își depune intenția de declara și toți românii se retragă, îl bate pe Zoli. Dar despre asta e vorba.
Să nu mai luptăm deloc. Dom'le, ce vreți? Din ce să ne naștem? Dacă nu dintr-un spirit și dintr-o dorință dârză. Iar te duc în istorie. Superba civilizație vikingă. Și că la aia m-am gândit când făceam duș înainte să vin la emisiunea ta. Uite așa ți-o zic că când suntem relaxați. Superba civilizație vikingă, da? De anii 900-1000. Aveam scris pe săbile alea ale lor încovoiate la vâle, știi ce scria cu literele alea runice? Caut drumul spre victorie. Dacă nu este, mi-l croiesc. Despre asta e vorba. Trebuie căutat drumul spre victorie. Ce înseamnă victorie? Nu să nu mai fie ungur. Nu să nu mai fie român. Alea sunt doar amăgiri. Alea sunt victorii care hrănesc o parte a unui ego bolnav pentru secolul ăsta. Dorule, trebuie să se fi terminat. Eu provin dintr-o generație, am 48 de ani, care nu are care nu are în ADN decât trăitul bine. Făcutul lucruri mari, satisfacția împlinirilor. Pentru mine, să fiu eu, doar ca să nu fii tu, în definitiv, nereprezentând nimic bine mie, nu există. Trei lucruri importante pe care le vei face la primărie, din perspectiva gândirii tale, imediat după ce vei fi ales primar. În primul rând, imediat, trebuie redată ca calitatea minimă vieții acestor oameni, care înseamnă intervenția imediată și, cum să zic eu, categorică în ceea ce înseamnă salubritatea și siguranța. Avem extrem de mari probleme aici. Aparent avem tot ce ne trebuie, avem contracte, avem prestatori, dar funcțional nu. Înțelegi? Deci asta e culmea, asta este dovada clară a incapacității. Din punct de vedere... Sunt prea multe interese, ce se întâmplă? Părerea ta? Până nu discut eu cu oamenii... Proastă administrare... Până nu discut eu cu oamenii, așa cum știu eu și cunosc, nu pot să dau vina decât pe primar. Eu știu... Bine, acum, sigur că e ca la țară, știi, primarul e vinovat. Jucătorii de tot. Joacă după cum formează filozofia un antrenor. Tu ești un sportiv mult mai sportiv ca mine. Se vede în filozofia jocului și în evoluția jucătorilor, se vede concepția antrenorilor. Unu, avem curățenia. Doi. Trebuie redată condiția de salubritate și de siguranță. Corect. Imediat. Doi, trebuie... Nu vreau să vorbesc, să zic, trebuie creat un organism, hai că o iau așa vag. O să mai vin la tine și o să-ți aduc un document care se va intitula Târgu Mureș la viitor. Se intitulează, de fapt. Structurat în 6 capitole și care, indiferent ce va decide Dumnezeu să se întâmple cu candidatura, poziția în care mă voi afla după 9 iunie, mi-ar plăcea măcar să fie citit. De ce? Pentru că, și să mă duce minte să mă întorc, pentru că este scris din observațiile multianuale a unui om de afaceri care a trăit în simbioză și într-o îmbrățișare, aproape ca între două persoane îndrăgostite, cu Târgu Mureșul. Asta este natura afacerii mele. Nu este stradă mare, principală, pe care să nu am un imobil, un interes direct să mă intereseze cum o duc afacerile în zona aia, care este situația traficului în zona aia, care este situația puterii de cumpărare, a forței de muncă ocupată, a copiilor, a tinerilor, pe fiecare zonă. Asta este. Acum te-am întrebat de trei lucruri care le faci. Acum da. O doamnă, doamna Cătălina, zice așa: bună seara și felicitări pentru emisiune. Întrebare pentru domnul Cosmin. Care ar fi cele trei calități pe care le-ar avea dânsul suplimentar față de ceilalți sau de oricare candidat la primărie? Întrebarea asta mă duce... Să-mi iertați obrăznicii acum... Cine te recomandă? Dacă ți-i minte primele... Meu, cum, să... da. Cum să vă spun eu, dacă... Nu știu dacă ar fi normal, dar e atât de bolnavă societatea încât... oamenii din antreprenoriat și mai ales din antreprenoriatul reprezentativ pentru oraș, din antreprenoriatul mare, dacă îmi permit să-l numesc așa, să trebuiască să vină și să repare lucrurile.
nu știu dacă era normal să ajung să trebuiască să mă preocupe pe mine situația asta. Treia tu urmari care le ai dar, de ceilalți candidați. Dar nu văd în ceilalți candidați niciun fel de calitate în a rezolva problemele mele. Principala mea calitate este, cum am spus, trăiesc de 27 de ani ca antreprenor în totală simbioză cu acest oraș. Îi știu durerile, îi știu bubele, îi știu punctele forte, dacă mai sunt, îi știu potențialul, știu unde a greșit, am fost martor la fiecare pas, la fiecare pierdere, la fiecare ratare, la fiecare eșec al administrației, am fost parte. Trăiesc prin prisma afacerii mele mai mult ca oricine în totală simbioză cu acest oraș. 2. Am plăcerea și norocul de a fi lucrat și de a lucra și de a putea să creez o echipă de general, că până la urmă o armată se conduce cu generali, care să vină și imediat, o să vă zic 4-3, sau trilugăm cu 4, care să vină și imediat să intrăm într-o retorică a prestației performante. Nu mai facem încercări, nu mai aducem consilieri, nu mai facem transferuri ca să se specializeze la locul de muncă, pentru că nu mai avem dorul timp. Ești de acord cu mine aici? Și mai mult decât atât, orizontul de așteptare astăzi al oamenilor este zero, nu mai avem nevoie deloc, și nevoia infinită. Suntem aproape în ceea ce fizica definește a fi o gaură neagră. Masă zero și energie infinit. Apropo de ceea ce spui... Dar te lasă-mă să termin, că mi-ai zis să zic trei acum. Dacă într-o zi de Paști, mergem pe triade. Pe treimi. O să zic 3 și 4. Am și viziunea necesară. Fiind forțat de-a lungul timpului să fie antreprenor în Mureș, este o școală care ar trebui plătită cu bani mulți. Noi am plătit-o cu sănătate și cu nervi mulți și cu frustrare multă. Eu zic să fie antreprenor român în perioada de după Revoluție. Da. Este o școală și este o... Dacă locuiești în Iași, n-ai spune treaba asta. În Timișoara nu intrăm, că mă enervează comparațiile. Chiar am spus una, bă, când ajungem ziua în care primarul din Târgu Mureș să fie element de campanie electorală în Oradea sau în Cluj. Exemplu. Da, nu, element de campanie, mai mult decât exemplu. Zic că, domnule, eu voi face ca Doru Borșan la Târgu Mureș. Da. Haideți, mă, să o ducem acolo. Dar ce, ne-am născut mai proști decât ei? Dar nici poveste. Spune-o că încă mai avem norocul. Peste 4 ani s-ar putea să nu mai fie. Încă mai avem norocul de a putea crea o masă critică necesară unei revitalizări, unei renașteri. Și 3, legat cu 4, am puterea și viziunea am fost constrâns să găsesc gaura și acolo unde era perete. N-am avut ce face, dorile. Asta a fost, eu n-am lucrat niciodată cu bani publici în domeniul meu de activitate. Atunci am fost, acolo e simplu. Nu trebuie să-ți povestesc eu, ție, nici telespectatorilor tăi mai deștepți de așa decât noi, cum se procesează. Nu, dar a trebuit să-ți, ca într-un Tetris pe viteză maximă, să găsești cum să așezi piesele alea urgent. Și atunci ai dobândit capacitatea constrâns de a vedea lucruri acolo unde nimeni nu vede. Și treiurile cu patru ante-ocupanții sau foștii primari treceau de bălăușeri și nu-i mai cunoștea nimeni. Ăla dinainte, dacă nu zicea o prostie că le ia copiii la țigani și nu știu ce face cu ei și așa, nu vorbeau nimeni de ei, nu existau. Ăla dinainte fiind? Nu mai, mai are vreo rost. Primar dinainte. Nu, stai așa puțin. Și, iar acum în ce situație suntem și în ce perspectivă suntem? Deci, a avea viziune nu e suficient. Trebuie să Târgu Mureș, mai ales într-un sistem național organizat, supracentralizat, cum este România, da? De asta l-am chinuit cu compania aeriană și într-o zi trebuie să discuți despre asta, că prea mă doare. Așa, într-un sistem centralizat, cum este România, supracentralizat, când tot sistemul crește. Asta este, acolo sunt forțele. Trebuie cineva care să poată sta la masa dialogului cu potenții investițiilor din România, cu potenții extinderilor din România, da? Așa cum stau eu cu tine, Dorule. Iar situația anterioară, am spus-o cu mine, situația actuală este una inexistentă în domeniul expansiunii, iar situația viitoare, dacă vom până la urmă îngădui, că noi îngăduim. Cred că am fost foarte clar despre ce înseamnă un candidat cu șanse și cine deține puterea șansei. UDMR-ul, nu uitați, este o forță politică izolaționistă. Prin definiție, nu poate fi altfel. Așa că să nu vă așteptați
decât la o evidentă și mai mare sau menținere a acestui status de oraș îngrădit. Deci suntem între zidurile unei cetăți din care nu reușim să evadăm pentru că nu ne lasă și noi se pare că nici nu vrem. Eu zic să mai citim un mesaj. Melinda Chiruță, te rog, felicitări pentru emisiune, foarte interesantă abordarea subiectului, domnul Pop are dreptate și pentru că gândirea pozitivă jumătate e jumătate câștig. Dacă din start zicem că nu avem șanse, nici nu o să mai avem succes. Exact asta am spus și eu. Domnul, da. Gata, trăiești și de acolo. Da. Cel puțin pentru frumusețea și de dragul participării. Nu poți participa la ceva ce știi că nu are nicio șansă. Pentru toți cei care se uită la noi, Cosmin Pop, nu poți de unul singur să mergi în această, până la urmă, încleștare, luptă, spune-o cum vrei. Aș dori să aflăm aici cu nume și prenume cine este echipa care te sprijină astăzi. Apreciez nu doar pornirea ta spre a face o emisiune senzațională, cât și modul subtil în care câteodată o faci și cum mă duci acolo. Nu pot folosi nume și prenume, dar îți lansez asta, invitația de a ne găzdui. Ține-le forța ta. E un pic de vreme. Da. Dar spun așa, două lucruri. Da. Există o echipă de campanie și există o altă echipă care trebuie să facă parte, să participe, mulți dintre ei de care m-am rugat în fenomenul reconstrucției. Eu nu sunt om politic. Oamenii de campanie nu vor deveni oamenii care vor fi recompensați cu posturi și demnități și sinecuri în echipa de execuție. Le-am spus-o din clar. Aviz amatorilor. Dar eu nu mint, că eu vreau să dorm, că nu pot să dorm mult noaptea, știi? Și atunci trebuie să dorm liniștit la câteva ore. Și le-am spus-o foarte clar. Sunt excepționali, ar putea să întreprindă cu mare succes demersuri și reprezentări în domeniile pe care le stăpânesc, dar nu amestecăm, nu v-ați săturat. Ce vrei, să mă duc să-mi fac numele de rușine? Să mă duc acolo peste 4 ani de zile să zic, bă, oamenilor, nu, n-am putut? Nu. Satisfacția mea mare, știi care e dorul? Că poate era mai mișto să mă întrebe asta. Satisfacția mea mare și cu aia împăcat în fața mea și a familiei mele. Cum să trec într-o zi pe lângă ei și să le zic, hei mă, ați văzut că se poate? Să nu vă mai aud. Măcar atâta. Pentru că au fost prea nesimțiți dacă își duceau cu demnitate eșecul, dacă își cereau scuze pentru el, atunci era pardonat. Scuze în politică niciodată. Da mă, oamenilor, dorule, avem un fost primar care de 5 ori, da? De 5 ori mi-a cerut încrederea. Și eu i-am dat-o la modul activ. Dorin Florea. În 2000 am împărțit sandvișuri în campanie electorală și am dormit 2 nopți în fața sediului PNC în mașină, dorule. Aveam 25 de ani. Am fost în echipă. Aveam 25 de ani și îmi doream un oraș în care să facem efervescență, în care să fie viață. New York, Miami. Și ce a fost? Nimic. Uită-te la el. De la aproape 200.000 de locuitori ne zbatem în pragul de 100.000. Am pierdut toate oportunitățile. De la 2007, intrarea în Uniunea Europeană, atâtea rânduri și rânduri de fonduri care să le folosești, nu pentru scos ochii, mie nu trebuie să-mi arăți cifre. Oamenii nu mai pot fi satisfăcuți cu cifre. Cifrele să le țineți voi care credeți că sunteți matematicieni și nu sunteți nici măcar matematicieni. Oamenilor le trebuie satisfacția traiului bun, dorul. Le trebuie un loc de muncă din care să câștigi. Ce am ajuns, dorule? Cu tot respectul. Am ajuns un oraș în care, într-adevăr, stai cu culmea ironiei, în procente, în raportări, iar revin la cifre, suntem în media națională a ocupării forței de muncă. Avem și mai. Dar dacă te uiți pe graficul veniturilor pe cap de locuitor, suntem în ultima treime, dorule. Am ajuns un oraș de casieri, un oraș de asistenți de păcănele. Un oraș de vânzători, de second hand, tot respectul oamenii ăia se necăjesc. Să nu uităm de farmacie. Oamenii ăia se necăjesc, ea câștigă un pic mai bine, nu mult, dar un pic mai bine. Au profituri mai mari. Oamenii ăștia se necăjesc ca să trăiască viața pe o zi pe alta, să-și țină copilul la școală, să-și plătească rata la casă. Înțelegi? N-au ce face. Dar tot ce e valoros, tot ce aduce plus valoare, valoare adăugată mare, totul dispare de aici. Iar lucrurile în domeniul ăsta nu sunt lipsite niciodată de dinamică. El nu se opresc, zici, domnule, de aici nu mai decădem. Întotdeauna dinamica imprimată este una ascendentă sau descendentă. Este Cosmin Pop fericit? Nu.
Ce înseamnă fericitor? Da, este... iartă-mă că îți răspund ca evrei la fiecare întrebare cu întrebare. Pentru mine starea de fericire este o continuă căutare. Da, sunt fericit pentru că în continuu am ce căuta, în continuu am ceva ce mă nemulțumește, în continuu am ceva ce nu e clar, în continuu am ceva ce îmi doresc să știu în tot timpul. Și pentru mine asta este starea de fericire. Dar într-o formă clasică de Dex, a fi fericit și a sta cu mâna pe burtă, nu sunt. Ce? Probabil că aș putea fi, da. Are viitorul primar Cosmin Pop. E sigur că vrei să vorbim despre asta, vrei să-mi faci rău? Nu, de ce? Hai sunt două, trei chestiuni, probabil. Marele meu hobby, pentru care la 30 de ani m-am convertit, am urmat o carieră de pilot, de avion. În momentul când venise criza în 2018, mă prinsese cu niște investiții de vreo 12 milioane de euro, aveam credite de vreo 2 milioane și ceva, și am primit un telefon de la banca, aia nu mai există acum, care mi-a zis că aveau un paragraf în lege, au niște probleme fiind o sucursală externă, de a unei... Că trebuie să dai bani înapoi. Sau? Că au nevoie de bani în Belgia, la cazul ăsta. Exact. Deci că să facem o facilitate să ne dai bani în 8 rate. O, brate, aveam credit 100, sau nu mai țin minte cât era credit, dar țin minte că undeva 180 și ceva de mii de euro pe lună. Așa. Și am avut noapte, cred că i-a zis lui nevastă mea după aia, o spun că e specifică emisiunea la tine. Da, și că, da, da. Am avut noapte când am dormit în toate conturile cu 3.000 de lei. Dacă erau copii mici, dacă venea nevastă mea și zice că trebuie să cumpărăm un cărucior cu 3.500, trebuia să îmi declar falimentul personal. Asta e. Vezi, iar revin la calități ale primarului. Ați condus investiții de zeci de milioane de euro din fonduri proprii, interacțiunea să fie doar cu părțile în contract, să fii tu și populația. Ați condus vreodată așa ceva? Ați derulat vreodată credite de milioane de euro pe care să le dați fără o zi de întârziere, toate înapoi și să fiți super fezabil? Haideți, care sunteți așa și spuneți-mi, da, vreau responsabilitatea asta mare. Dacă Târgu Mureșul ar fi pe roze, v-aș crede pe toți. Deci aviația. Și atunci, stai că de asta îți povesteam. Și atunci, domnule, am crezut pentru prima oară în birou că mi se rup genunchii, mă auzi? E mici tot asta de știut. Am crezut că pic jos. Și atunci zic, bă, mama e de treabă. Zic, din asta să mor? Zic, hai măcar să... Că m-am mai gândit și eu înainte, mai cochetat să-mi fie idesea pilotașă. Zic, da. Zic, stai puțin, atunci dacă tot îi s-o punem între viață și moarte, dă măcar să fac ce am eu pe bucket list, că nu era îndeplinit. Și așa m-am dus și m-am făcut pilot al... m-am mutat din oraș o perioadă, așa, cu cicluri de luni de zile, și m-am făcut pilot, sunt pilot al Autorității Aeronautice Române, sunt pilot civil român, mai călătoresc destul de des cu avionul și aud capitanul, nu știu care, mi-aduc aminte de foștii colegi, transmite-i salutări. Și întotdeauna am plăcerea unui voiaj în cabina piloților, am împărțit la firul ierbii în școala de aviație multă adrenalină și multe emoții. Te leagă. Altfel, telespectatorii o să zică că Sonia Oltean, bună seara, felicitări pentru emisiune. Mulțumim. Ludușan Constantin, o întrebare pentru Cosmin Pop. Ce șanse avem să ajungem din urmă orașe în Transilvania, care ne-a depășit la capitolul investiției publice, atrage investitori privați, mari, Sibiu, Alba, Lencir, aici? Care este modul concret pentru a face asta? Iosif Florea, bună seara, felicitări pentru emisiune, succes domnului Pop, un candidat care ar trebui luat în calcul. Și o altă curiozitate, Cătălina zice, pentru că familia ne cunoaște cel mai bine și uneori cei tineri văd out of the box. Dacă-l fiul noastră Ianis, pe care îl felicit pe toate titlurile de campion în yachting, ar trebui să construiască sloganul electoral al tatălui său, care ar fi acesta? Încep cu finalul. Și ți-o zic repede, da, că sloganul lui Ianis este același de fiecare dată când ne întâlnim sau vorbim la telefon. Te iubesc. El nu știe să... Tata, te iubesc. El nu știe să închidă o conversație cu mine altfel. Câteodată mai stârnesc gelozia nevestii mi, știi? Bă, ce, Dumnezeu, stau toată ziua, mănânc crevi cu ești. Da, că probleme. Da. Ichim Marius, din câte mai știu eu, Târgu Mureș, orașul nu duce lipsă nici de medici, nici de muzeograf, nici de politicieni politici. Orașul are nevoie de un bun antreprenor. Succesul acesta e singurul care poate aduce succes orașului. Dacă
Primar fiind, nu ai dovedit nimic antreprenorial, nu ai viziune, soluții și vervă, nici orașul pe care îl conduci nu poate fi unul de succes. Una este supraviețuire, alta este succesul. Târgu Mureșenii se mulțumesc că supraviețuiesc, a spune din păcate aici, dar da, sper că lucrurile se vor... sper că nu se bucură foarte tare pentru asta. Acum îl salutăm pe Marius Sichin, probabil că un om extraordinar, urmărește din... din și o minte specială, domnule. O surpriză plăcută, zice Cătălin Pop, un om care a demonstrat că poate face ceva. Felicitări pentru emisiune. Salutăm și pe Cătălin. Cunoaștem. Da. Mamă, ce mișto ai avut tu, iar vin. Am folosit de te ori cuvântul mișto pentru că de curând citisem într-o etimologia cuvintelor românești că mișto e de factură germană. Zic, eu credeam că este un cuvânt țigănesc. Cel puțin italiană. Da, nu, eu credeam că e țigănesc. Cu terminologie de o. Mișto, mișto. Nu, nu. Am citit, Cătălin Pop e colegul tău, nu? Da. Bun, am citit. M-am felicitări. Fiica lui a scris un, cred că o domnișoară de vreo 20 ceva de ani, da, a organizat un eveniment. Și am citit la tine pe MS News un interviu cu ea. Crede-mă, m-am luat cu ceva și n-am... A fost gândire pe care președintele Camerei de Comerț și Industrie în scaun de 20 sau de 30 sau de 400 de ani, ca bar n-am de când e acolo, și parazitează constant acea funcție cu brio, așa, președintele Camerei de Comerț, lasă-mă să te mic, acum am distrage atenția cu tabloul tău și m-ai făcut curios să-l văd. Nu avea profunzimea acestei domnișoare de foarte mare viitor. Iar uite aici răspunsul la întrebarea pe care o pusese primul telespectator al tău din acest calup, cum o va face? Cu resursa asta. Cu tineri și cu viziune. Atenție, nu este mai vizionar... Nu știu ce ți-a făcut și fiul meu, că tare mult îl place, da? Vine puternic, bun, în primul rând, serios, tine tot pe care îl cunoaște, în primul rând, mie îmi place să stau între oameni frumoși, fizic. Da, da, este o prezență, bărba, frumos, așa. Și discuția cu tine am insistat să o am de față cu el, pentru că încă are și mi-ar plăcea să ne reușească demersul și să putem să conservăm printre altele și această valoare, în care o puritate a orientării gândirii, pe care, corect, dacă generația stai mult în Târgu Mureș, o pierzi. Târgu Mureșul te ablatizează, atât la nivelul gândirii, cât și la nivelul simțirii a sufletului. Atenție, vezi, vezi, tocmai de asta sunt singurul trimis pe pământ de extraterestri care fizic e aici, dar cu mintea. Asta ești tu, vezi? Asta este abordarea în, da, care trebuie văzut Târgu Mureșul, Dubai. Dragule, mulțumesc frumos pentru... Gata, a trecut. Da, păi, vezi, vezi, uite, pac, uite, așa trece. Da. Nu, bine, este un motiv în plus de a te revedea, pentru că avem aproape 3 luni de zi la dispoziție. Avem, pentru a putea să-ți expui proiectele. O să revin oricum săptămâna asta cu amănunte finale. Așa. Așa cum obișnuiesc invitațiilor mei, Cătălin, te rog să pui un focus aici. Un cadou, un mic cadou pentru Cosmin, așa. O caricatură din partea colegului nostru, Radu Chiruță. Te rog frumos să o pui unde vrei tu în viața ta. În odaia dinainte, în odaia din mijloc. Când o să urcăm, o să-ți arăși caricatura mea, pe care am și pus-o în living. E o caricatură chiar reușită. Felicitări! Mai arată o dată la telespectatori. Da, este... modul în care îți augmentează toate trăsăturile care pot să pară caragioase. De aici zice caricatură. Păi, exact. Mulțumim frumos, da, artistului. Da. Da. Voi râde de fiecare, da, dată. Și cred că este pe final de misiune. Da. Ca de fiecare dată, dacă mă lași două cuvinte. Te rog. Cu tine discuțiile, chiar și dacă te întâlnești cu un om trist, devin savuroase. Așa a fost și discuția de astăzi. Cred că am reușit să aducem un pic de speranță în modul în care publicul tău telespectator vede cel puțin viitorul apropiat, viitorul imediat. O și aici mă refer transparentă, oamenilor, curată. Sperați. Da. Înainte de orice, sperați. Apropo de chestiunea asta, am vrut să transmit doar un mesaj, dar acum voi transmite două, pentru că și penultimul gând vis-a-vis de tineri și chestiunea asta cu sperați, și o să zic așa. Dragilor, și în special voi, generația tânără, să nu uitați să visați, în primul rând, și să vă doriți să vă trăiți visele. Și o să vă zic un lucru extraordinar de frumos, și anume, stelele care cad nu pierd. Stelele care cad se duc
pe un alt cer. Așa că, dacă veți avea în viața voastră probleme diferite, câteodată pierdeți și material și în dragoste, speranța e cea care vă ține și visele alea frumoase din sufletul vostru, pentru că de acolo, din suflet, se duce la creier și de acolo către întreaga viață care vă înconjoară. Iar dumneavoastră, dragilor telespectatori, vă îndemn încă o dată să fiți buni, pentru că a fi bun nu costă nimic. A fi bun este gratis. Vă mulțumesc frumos. Bravo. Deci mai ales te-ai dus pe spiritul, ai neimerit perfect pe spiritul zilei pe care o trăim astăzi. Pe spiritul renașterii. La revedere, toate cele bune. Doamne ajută.